amenajare, în urmă de punct de trecere, se face în primul și în primul rând pentru a fluidiza traficul frontieră. Republica Moldova, după începutul războiului din Ucraina, a devenit o zonă de traită pentru producția agricolă din Ucraina, pentru că Ucraina nu mai poate folosi portul de la Odessa așa cum o făcea mai aici. Și plecau mărturile în toată lumea, inclusiv prin portul de la Constanța. Deci, cu siguranță, ăsta este doar pentru a ajuta de greva un podul de la Albița, pentru că știți că au fost tot fel de probleme, au fost întârzieri, se mișcă destul de greu și atunci se încearcă aici de greva și punctul acela de frontieră și este efectiv doar pentru un trafic mic în primă fază, pentru că ei nu are capacitate podul acesta să ducă traficul greu. Adică și când mă gândesc aici, mă gândesc că nu, sigur, nu duce podul ăsta, mai ales ăsta de pompoare care îl punem acum cu ce echipamente grele. Eu le-aș sugera, de exemplu, celor care spun despre podul de la Lioba, podul flotant, urmează să fie amplasat, să documenteze cât cântărește un tank NATO în mediu și care este capacitatea portantă a podului. Pentru că în cazul nostru, podul flotant va avea o capacitate de 40 de tone, dar nu mai mult de 7 tone pe arc. Asta înseamnă că un camion cereale, orice agricultor poate să confirme, are o masă minimă de 10-11 tone pe axă. Respectiv, acest pot nu ca un tank, el nu poate ține un camion. Păi este un război de informații și astfel pot să țină ordinea criminului cu tot felul de idei de-astea năstrușnice, care fel nu pot să le zic. NATO deocamdată este și să oprește aici, tu pe NATO nu avem și o avea. Nici nu cred că o să sper să nu fie cazul, să avem alte altfel de probleme. Dau drumul astfel de subiecte mi se pare foarte, foarte exagerate și doar pentru a ține o anumită idee. Sigur că există un scop și scopul la cei care sunt interesați să prezideze situația inclusiv politică din Republica Moldova și să răspândească mesaje, fapte care genereze o anumită stare de panică în societate.